După săvârșirea Sfintei Liturghii, au fost pomeniți toți ctitorii și binefăcătorii vechii mănăstiri. Tot în această zi, tânărul teolog Avram Iulian Vasile a fost hirotonit diacon. În cuvântul de învățătură, chiriarhul eparhiei a vorbit pelerinilor despre folosul urcușului duhovnicesc spre frumoasa mănăstire din zona Muscerului. A văzut cum merg din jos și pe jos, fiecare pas este o binecuvântare. Atunci omul rezolvă mai multe treburi. Când mergi cu piciorușile un pic așa spre locurile sfinte, de altfel tot pământul e sfânt, așa ca Domnului pământul și plinirea lui, dar mergând la biserică, la slujbă și mai ales în munți, faci pași spre cer. Orice pas făcut spre biserică este pas spre cer. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu, așa ne-am trezit noi de la părinți, mergând la mănăstirile din munți. Așa și aici, la mănăstirea aceasta, intrarea în Biserica Maicii Domnului, trebuie să urcăm un pic, așa, și așa dumneavoastră ați urcat azi și primiți binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că v-ați gândit să fiți azi de treabă. Omul atunci când se gândește la Dumnezeu este cel mai de treabă. Cei care își îndreaptă pașii spre munți, la munți suflete al meu, acela pășește și călătorește spre Dumnezeu. Da, este o călătorie spre Dumnezeu, toți pașii care facem noi spre bine, spre Biserica Slavei Sale, spre locurile acestea minunate, în natură, când mergem în natură, mergem în grădina lui Dumnezeu, grădina Maicii Domnului. Simt și am simțit de când sunt aici la Ciocanu că primesc daruri nesperate și nemeritate de la Dumnezeu. Știu că Dumnezeu se manifestă prin ierarhul locului și primim cu toții binecuvântare pentru care îi mulțumim din tot sufletul. Îi mulțumim Preacuratei Maicii lui Dumnezeu că revarsă peste noi lumina sa cea mântuitoare și prin credința care o avem în ea devenim și noi biserici via lui Dumnezeu. A fost o zi minunată de rugăciune și în special dacă a fost invitat părintele Calinic, episcopul Calinic, a fost și mai importantă, și mai importantă. De ce sunteți atrasă de această frumoasă mănăstire? Ce vă impresionează în acest loc? Trăirea duhovnicească. Îți dă o emoție deosebită. Veniți des? Nu chiar des, dar ocazional. Dar prefer să vin. Biserica este casa Domnului și este pentru toată lumea. Nu mai. Și este o zi cu mult har, foarte frumos. Bucuria a fost și că a venit și în altul și am câțiva ani de tot vin aici. Și inclusiv Părintele Stareț Teofil este o persoană deosebită și cu un har al dânsului. Ca și la Negru Vodă, noi în zona Argeșului și a Câmpulungă avem multe mănăstiri și cu renume și cu har. A fost o zi pe care o așteptam de foarte mult timp și locația este superbă, nu am fost niciodată aici, dar este binecuvântată de Dumnezeu. Este foarte frumos și foarte multe emoții. În secolul al XVI-lea, la Ciocanu s-a construit prima biserică ce a primit ramul Intrarea Maicii Domnului în biserică. Rezidită în anul 1621, rezistă până în anul 1825, când este construit un nou locaș de cult care se păstrează și astăzi. Mai târziu, la îndemnul înalt preasfințitului Părinte Calinic, s-a ridicat o nouă biserică de zid, oferindu-se astfel pelerinilor un spațiu liturgic mult mai generos. Interiorul a fost împodobit cu pictură în frescă realizată între anii 2008-2011.